Virusul gripal sezonier a dus la moartea 11 persoane până acum în Republica Moldova. Ultima victimă este un bărbat din Chișinău, potrivit șefului Direcției de Sănătate a Primăriei Capitalei, Mihai Moldovanu. În Republica Moldova, pragul epidemic a fost depășit în urmă cu 2 săptămâni, însă epidemia poate fi decretată după ce 3 săptămâni la rând se menține pragul epidemic depășit. În România, gripa sezonieră a dus la moartea peste 20 de persoane în acest sezon rece, în timp ce în Ucraina, unde a fost decretată epidemie, aproape 300 de persoane au decedat. Peste 1000 de coșuri de gunoi urmează a fi instalate în perioada următoare în capitală. Prioritar, acestea vor fi amplasate în stațiile de așteptare ale transportului public, precum și în parcuri și scoaruri. Șeful Direcției Locativ-Comunale și Amenajare, Petru Gontea, a declarat la ședința operativă de la primărie că cele peste 1000 de coșuri au o capacitate de 49 de litri, comparativ cu cele de 29 de litri care se regăsesc acum în oraș. Până în prezent au fost instalate aproximativ 40 de unități noi, iar celelalte urmează să fie amplasate în decurs de o lună. Totodată, Petru Gontea a spus că pe lângă cele 1000 de coșuri vor mai fi instalate altele 100. Este vorba despre modele ce includ 3 secțiuni pentru colectarea selectivă a gunoiului. Potrivit acestuia, în prezent în capitală ar fi nevoie de circa 5000 de coșuri de gunoi. Cele peste 1000 de unități au costat aproximativ 3 milioane de lei, bani oferiți de către Ministerul Mediului și de Primăria Capitalei. În fața clădirii Consiliului Raional Călăraș a fost instalat bustul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Bustul este o donație a Societății Cultural-Istorice Mihai Viteazul din județul Prahova, a 17-a de acest gen făcută pentru Republica Moldova. Evenimentul a debutat cu înmânarea titlurilor de cetățean de onoare al raionului Călăraș lui Mircea Cosma, președintele Consiliului Județean Prahova și consilierului județean Ludmila Sfârloagă. A urmat dezvelirea bustului Marelui Domnitor în fața câtorva zeci de călărășeni. Sergiu Artene, președintele raionului Călăraș, a mulțumit autorităților din Prahova pentru donație. Artene a vorbit despre reunirea celor două state românești și despre emoțiile pe care le-a simțit de 1 decembrie la Ploiești, acolo unde a participat la festivitățile dedicate Zilei Naționale a României. Artene a promis că scoarul în care a fost instalat bustul donat de Mircea Cosma să devină Aleea Domnitorilor. După dezvelirea bustului lui Ștefan cel Mare și Sfânt, oficialitățile prahovene, dar și din Republica Moldova, au mers să se reculeagă la cimitirul de onoare al eroilor români din raionul Călăraș. Au adus astfel un omagiu celor care și-au dat viața pentru reîntregirea neamului românesc. Instituțiile medico-sanitare publice care realizează intervențiile chirurgicale de cataractă cu implantare de cristalin nu dispun de resurse financiare suficiente. În prezent, 4600 de pacienți figurează în listele de așteptare pentru o astfel de intervenție. Despre aceasta s-a comunicat la o ședință operativă de la Ministerul Sănătății. Potrivit unui comunicat de presă al instituției, medicii oftalmologi susțin că sunt extrem de costisitoare consumabilele și medicamentele pentru efectuarea acestor operații. În același timp, costul achitat de către Compania Națională de Asigurări în Medicină din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală nu le pot acoperi integral. În prezent, asemenea intervenții chirurgicale sunt oferite de mai multe instituții medico-sanitare, iar cea mai mare parte a acestor servicii medicale sunt prestate de Spitalul Clinic Republican, Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime și la Institutul de Medicină Urgentă. Ministrul Sănătății, Ruxanda Glăvan, a menționat că pentru a soluționa această problemă va fi format un grup de lucru care să reevalueze costul real al serviciilor prestate și capacitățile instituțiilor medico-sanitare, prestatoare de servicii de acest gen. O altă soluție ar fi identificarea posibilităților de acoperire a cheltuielilor pentru lichidarea etapizată a rândului existent de așteptare la operație. În 2015 au fost efectuate aproximativ 2500 de operații împotriva cataractei, pe când capacitatea reală a spitalelor de a realiza asemenea intervenții chirurgicale este de 5800 de operații pe an.